pregătit această partidă în speranța de a pleca neînvinși. Aveam atul ultimelor patru partide în fața celor de la Petrolul, patru partide în care Gazmetan a pierdut. Din păcate n-am reușit acest lucru, am luat două goluri pe greșelile noastre, să zic așa, colective, pentru că au fost două lovituri libere din care am luat gol, dar până la urmă rămâne rezultatul. Normal, de ce să nu cred? Cum adică? Întrebare așa de suporteri mi-o adresează dumneavoastră. Păi, corect, felicitări. Dar de ce să nu cred? Sunt antrenor, de aia ne pregătim și cred în orice, cred în lotul meu și cred în orice meci pe care îl am. N-am revăzut fazele, dar am discutat cu jucători. A fost un corner în care Baob a fost clar împins cu ambele mâini în careu. Munteanu i-a luat fața, nu știu la cine, a intrat în careu și a fost, nu știu, împins de la spate. Probabil dacă era în favoarea Petrolului, era penalti, dar... Cu banii fac ca și domnul Copos. Așa asta. Da. Am învățat, da. Toată lumea învață. Nu, cu banii sunt probleme, ca peste tot. Sperăm să se rezolve, poate și asta este o cauză, dar în tur am avut 4 luni jumate în care n-am luat niciun ban și am câștigat cu cel mai bună echipă din campionat. De ce? De ce asta? Da, de ce? Ce? Nu, dar încă o dată, pentru mine e ceva normal. Al doilea joc în care jucăm în 10, acum 30 de minute, jocul trecut în jur de 40 de minute, jucăm, dăm gol, ne batem, stăm foarte bine. Este un prilej pentru mine să pot să le transmit și să le insuflu și mai mare convingere pentru tot ceea ce vine. Pentru că, până la urmă, o echipă care reușește în 10 să mențină controlul jocului din punct de vedere tactic, înseamnă că are o anumită forță. Așa cum și cum le place sau vă place să spuneți X-Men, nu pierdem, înseamnă tot o forță. Astăzi trebuia să câștigăm și am zis că dăm mai mare valoare. Acum urmează jocul cu Astra, pe care un alt meci în campionat pentru alte 3 puncte în care va trebui să ne dăm viața. Vorbesc de meciul acela de campionat pentru că este următorul în campionat, însă subiectul care ne interesează e cel cu Astra. Astăzi am fost foarte mulțumit și de jucătorii care au intrat de pe bancă și într-un moment dificil. Vă spun sincer, regret enorm și știți că am mai avut discuția și despre Sony, o perioadă, deja e o perioadă, numai un moment foarte bună pentru el, că îl pierdem pentru acest joc, însă noi nu trebuie să stăm să comentăm prea mult, pentru că avem un joc în care ceilalți care vor intra pe teren trebuie să facă foarte bine, să joace foarte bine, să dea absolut totul. Nu? Pentru că pentru mine și celelalte meciuri au fost bune și nu este ceva excepțional. Nu sunt nici la prima victorie, nici la ultima victorie. Sunt 3 puncte pe care trebuia să le luăm. Am vorbit cu Nacio, cu terapeutul nostru, așa îmi lasă loc de optimist, pentru că mi-a spus că deja a început să dea bine de tot cu piciorul în minge și s-ar putea cât mai curând să intre cu noi la antrenamente, cât mai curând însemnând săptămâna asta. Arată aici, ne-a mergea. Mulțumesc tuturor pentru urarea făcută cu ocazia vârstei. Îmi doresc să mai reușesc câțiva ani. Privind Petrolul de astăzi, este bine că au rupt o relație în care toată lumea credea că în frunte cu Răzvan, pe care deja l-am numit Mister X, eu pentru Răzvan am o relație deosebită și un respect deosebit pentru el și pentru familia lui. Numai că jocul Petrolului suferă încă. Atmosfera este super, este tot ce doriți, numai că ne-am dorit și poate suntem prea pretențioși, ceva mai mult și de la echipă. Suferință, Petrolul va ajunge în finală? Este greu să știți. În primul rând este jocul din semifinale.
Noi trebuie să fim mândri că acum am câștigat finala Cupei României. Eu sunt onorat și voi fi onorat până în ultima, în ultima zi. Așa, pentru faptul că acum un an în vară am fost cel care am înmânat cupa. Poate la un moment dat veți înmâna și titlul. Sper să apuc și această zi minunată, da. Am luat un roșu, cum să zic, prost și sunt un pic separată pentru ce am făcut. Mergem la Astra cu un victorie în spate, așa e un lucru. Totuși, tu nu vei juca. Da, pentru asta sunt separat. V-am lăsat, lasă colegii mei, joc pentru mine. Cum e din nou victorioși? Toată lumea fericit. Cred că un sentiment că a simțit, a lăsat un pic înapoi, că după 5 meci fără victorie e greu. Dar cine era mai bucuros? Mister sau voi? Cred că toată lumea. Cred că Mister are este nickname de X-Men și nu e bine pentru el, nici pentru noi. Dacă facem egal cu un scor, cu un gol, mai bine pentru noi și avem șansă. Cred că e un meci deschis. 50%, 50%. Ce ai da, Ghi, pentru să trăiești o nouă finală? Dau viața la teren. Cred că dau ce pot eu la teren și să ajută colegul meu de echipă.